revarsă harul tău asupra acestui lăcaș și dăruiește cu verșugare ajutorul tău acelora care te invocă, pentru că ai puterea cuvântului tău și a sfintelor taine să întărească inimile tuturor credincioșilor. Sfânt Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, sunt toți vecii vecilor.
diavolul pe ei a zis, luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris, zelul pentru casa ta nu mistuie. Așadar l-au întrebat de ei și i-au zis, ce semne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus le-a răspuns, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Așadar i-au zis iudeii, acest templu a fost construit în 46 de ani și tu în trei zile îl vei ridica. Însă el vorbea despre templul Duhului său. Deci când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus acestea și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl pusese Iisus. Cuvântul Am mers cu bine la casa
casa lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Biserica este poarta cerului. A venit astăzi, așadar, mai mult ca oricând, în casa Domnului. O casă specială pe care astăzi, cu acest rit solemn, vrem să o dedicăm pentru totdeauna și asta înseamnă că această biserică va fi doar pentru cultul sacru, adică pentru cele hrănile sfinte, pentru slujbele sfinte, pentru sacramentele pe care îi vom celebra. Cuvântul lui Dumnezeu, o cuvință care cerem ca din partea noastră de respect. Dumnezeu, sigur, este imens, este infinit, este atotputernic. Și atunci când noi am învățat catechismul prin trebuie de din catechism a fost și una. Unde este Dumnezeu? Și răspunde la parte, sigur, Dumnezeu este în cer, pământ și în tot locul. Și dacă este în tot locul, atunci cerul mai are să ne facem o casă lui Dumnezeu. Cerul stare să aducem pe Dumnezeu limitele unei plăziri, potrivit din pereți, fereste, cu elemente decorative. Da, este adevărat că Dumnezeu este peste tot, dar aici îl întâlnim într-un mod deosebit. Dumnezeu vrea să se lase întâlnit în acest lăcaș. Dumnezeu ne așteaptă aici ca să-L întâlnim. Știm totdeauna, dacă citim în Sfintele Scripturi, Dumnezeu s-a acomodat mentalității oamenilor, lăsându-se atins sau te-a spune sau întâlnit într-un loc anume. Vă amintiți că atunci când poporul Salesa ieșe din țara Păstăriei Egiptului și poporul mergea spre țara promisă, un nor mergea înaintea muzicii de oameni. Și acolo era Dumnezeu. Poporul ales atunci când a scăpat de Sfânia Faraonului, îl întâlnea pe Dumnezeu în acel nor. Dumnezeu mergea înainte și conducea poporul. Apoi mai târziu, când poporul ales a ajuns în pustiu, Moise a ridicat cortul alianței, un cort făcut după niște riduri bine stabilite și mai precis în acel loc era Arca Alianței, acolo unde se păstrau cele două tablele ale Decalogului. Acolo Moise se refăcea pentru a vorbi cu Dumnezeu. Și mult mai târziu, atunci când poporul ales s-a stabilit în țara promisă, după pregătirile făcute de David, Solomon a ridicat un templu măreț, un templu strălucitor, un templu care voia să fie locuința specială a lui Dumnezeu. Și cu acea ocazie, Solomon, făcând acea rugăciune frumoasă către Dumnezeu, exclama: Doamne, cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin, acest lăcaș pe care astăzi ți-l dedicăm ție. Am putea să spunem și noi astăzi, cerurilor nu pot cuprinde pe Dumnezeu, cu atât mai puțin, această biserică, acest lăcaș atât de minunat, putem spune că este pe măsura Dumnezeu.
Și încă ceva. Sărbătoarea de astăzi, cu această dedicare a Bisericii, ne amintește și nouă că suntem și noi temple ale Duhului Sfânt. Suntem și noi din ziua Bucetului, adevărate temple în care locuiește Dumnezeu și într-un mod special Duhul Sfânt. Lectura a doua ne-a amintit acest lucru, că suntem temple ale Dumnezeu, suntem chiniți de temeria apostolilor și avem ca piatră îngrilară pe Iisus Hristos, piatră din capul muntului pe care se reasmă toate elementele construcției spirituale, este Iisus Hristos. Dar pentru că suntem cu toți implicați în această sărbătoare,
să vă rog cuvânt al unui Sfânt Părinte al Bisericii, care ne dă câteva provenție cum să trăim mai departe această realitate frumoasă pe care o trăim astăzi. Este vorba de Sfânt Cezar din Arm, care spune următoarele. Dar iubiților, dacă vrem să celebrăm cu veșnicie deschiderea acestui templu, nu trebuie să distrugem cu faptele noastre templul în care suntem noi, templul Duhului Sfânt. Trăim o biserică sfărucitoare și frumoasă, nu multărit de mitatea persoanei tale, din păcat. Dorești o biserică luminoasă, nu uita niciodată cu Dumnezeu drag ca și persoana ta. Să nu fie niciodată în Dumnezeu greșelii și cel al neștiinței, dar să fie lumină în Hristos. Așa cum tu intri în această biserică, la fel să intre Dumnezeu în viața ta. Sunt bine care ne arată că trebuie să creăm o legătură între realitatea acestei biserici frumoase și realitatea bisericii pe care o purtăm în sufletul nostru din ziua Botezului. Astăzi, așadar, este zi de bucurie. Ne-am terminat și prima lectură prin proclamarea acelui fragment în care Ezra, Domnul Ezra, desfințește templul și în final spune bucuria trăirea acelui moment să fie speranța și tăria noastră. Bucuria de astăzi să fie pentru noi impuls pentru a trăi mereu cu adevărat Sfia din Dumnezeu și să putem merge pe acel templu minunat care este Ierusalimul Ceresc, care este Împărăția lui Dumnezeu din cer. Amin. Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu. Dumnezeu, lumină divină, lumină, Dumnezeu, ai luat
aștept în mijlocirea tuturor suferințelor. Christ, 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 Christ
Miluiește pe cea are Maria și a tuturor sfinților. Și fă ca acest trăcaș consacrat în lui Tău să fie casa harului și a mântuirii de popor creștin se adună, ca să te adore în Duh și adevăr și să sporească în mine prin Hristos Domnul nostru. Amin. Pentru că
încinsească Domnul cu puterea sa altarul și lăcașul pe care le ungem acum cu slujirea noastră, pe care le se exprimă prin sâmbătul taina lui Hristos și a Bisericii.
Duhurile tănăiești, să se înalțe pe tine, Doamne, rugăciunea noastră. Și așa cum acest lăcaș se umple de mireasme plăcute, tot astfel biserica ta să răspândească mireasma lui Hristos.
această luminețe, lumina lui Hristos în biserică, încât toate popoarele să ajungă la cunoașterea de plină a adevărului. Aleluia!
aceste taine mântuirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Thank you.
să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, că această jertfă a Dumnezeu să fie spre pacea și mântuirea Dumnezeu. E nevoie să ne întâlnim de vință și de armoste biserica ta pe legință pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa Ostru Francis, ce discopul Petru, cu arhiepiscopul Ioan, cu toți episcopii, cu întregul treac și cu tot poporul pe care ți l-a dăruit și luptă. Ascultă, Doamne, împărturarea în rugăciune de aceste familii pe care îți dedic această biserică, pe ea să fie casa mântuirii și lăcașul sacramentelor cerești. Aici se răsune Evanghelia plăcii și să se celebrece Sfintele Taine pentru că noi credincioșii tăi pe această lume puternică conduce cuvântul vieții și de harul dumnezeiesc să putem ajunge în Ierusalimul cerești în care îi vei aduna la tine, Părinte, în rostim de toți fiii tăi Iisus pentru tine. Frații noștri răposați și de toți trepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de acolului de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, zile Amen.
să te adorăm cu unul din vrăcașul Sfânt și să ajungem să ne bucurăm împreună cu toți Sfinții de vederea credințarii prin Hristos Domnul nostru. Amin. Poporul al Căruia Dumnezeu este Domnul.
mai departe această moștenire pentru dumneavoastră. Și s-a oferit pentru această biserică. Când se ascultă acum decretul pe care noi l-am elaborat și l-am dat cu această ocazie, când am citit părintele nostru, consilier, părintele Crispin. Decret pentru consacrarea altarului și sfințirea bisericii Sfântul Mihail din satul nou la Căruși. În conformitate cu normele Sfintelor Canoane, 1217 și 1237, după ce au fost terminate toate lucrările de construcție la noua biserică, din parohia Sfântul Mihail, satul nou, județul Bacău, pe canalul de Dropuș, diecesa de Iași, la cererea parohului locului preotul Costel Săranu și a consiliului parohial local și ținând cont de dorința manifestată de toți credincioșii acestei comunități, fiind respectate toate normele cu privire la consacrarea bisericilor și altarelor, cu participarea în noaptea Sfințitului Ioan Rogu, arhiepiscop mitropolit de București, a episcopului Aurel Tercă, episcop auxiliar de Iași, a unui mare număr de preoți și credincioși, în ziua de 21 octombrie 2018, am consacrat cu solemnitate altarul principal și am procedat la sfințirea bisericii în cinstea Sfântului Mihail din satul nou. În altar au fost așezate lângă următorilor sfinți și fericiți: Sfântul Ioan Maria Vianney, Sfântul Ioan Paul al II-lea, fericitul Ieremia Balacul, fericitul Anton Lucovici și fericitul Ioan Batista Scalabini. Prin acest act și prin această celebrare, vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, în Duhul Sfânt, să arătăm tuturor credincioșilor noștri, vii și răposați, un semn de recunoștință și respect, mai ales față de binefăcători, cu prețuirea și îmbrățișarea noastră arhierească. Ioan Rogu, arhiepiscop mitropolit de București, Aurel Tercă, episcop auxiliar de Iași, Petru Gherghel, episcop de Iași. Mulțumire. Îndreptăm acum
avem și noi o casă a noastră comună, un locaș tăcut, după care am dat timp, au suspinat, ba chiar au vânjit sufletele noastre. Am fost martori cu piatră peste piatră, această biserică a strâns văzducul, înălțând către Dumnezeu inimile, rugăciunile, mulțumirea, dar și susținerea și dorința noastră de a o vedea cu sănătate.
De aceea vreau să aduc acum o mie mulțumire și recunoștință vouă, părinți, bunici și stăpânici ai noștri, precum și meșterilor pricepuți ai acestui sat, pentru tot efortul uman, material și spiritual depus în construirea acestei biserici. Poetul Tudor al vieții spunea: altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața să fie în temelie. Știm că în această temelie sunt ținite inimile și viețile multora dintre voi, dragi credincioși. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească cu darurile sale cerești și pământești, să vă umple mereu inima de bucurie sfântă, pentru moștenirea spirituală pe care ne-o lăsați nouă generației tinere. Vă mulțumim! Să dobândiți moștenirea fericită împreună cu toți